În privința spațiului Schengen, discuțiile au fost purtate în jurul măsurilor pe termen scurt și mediu pe care statele membre le consideră a fi necesare pentru a restabili buna funcționare a acestei zone, funcționare afectată de crizele generate de terorism și migrație, prin care Uniunea a trecut în ultima perioadă. În context, a existat o tatonare a statelor membre în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen, în paralel cu implementarea mecanismelor care oferă un plus de securitate. Mă bucur că pe acest subiect poziția Comisiei Europene este una constantă în sensul susținerii aderării României și Bulgariei. Ca președinte în exercițiu al Consiliului JAI, dar mai ales ca ministru de interne român, voi continua discuțiile la nivel bilateral cu miniștrii de interne ai statelor care se opun acestui proces de extindere, având convingerea că acest efort va fi unul susținut și de colegii mei din guvern și de către președintele României. Ne-am dorit să existe această tatonare și astăzi s-a făcut un tur de masă și am reluat discuțiile, inclusiv în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen. E încurajator și chiar în cursul dezbaterilor am adresat mulțumiri speciale celor care cu optimism au analizat și au transmis gândul lor pozitiv și dorința ca România și Bulgaria să adere la spațiul Schengen chiar pe mandatul președinției noastre. Pentru noi ar fi o mare bucurie, meritată. Am muncit pentru asta, merităm, ne comportăm ca un membru de facto al spațiului Schengen și am îndeplinit absolut toate condiționalitățile. În plus, din perspectivă națională, evident că asta așteaptă românii de la președinția României și este datoria și obligația noastră să facem tot ce ne stă în putere pentru a depăși și acest blocaj care este un blocaj la nivel politic. Nu, dimpotrivă, chiar am constatat că unele state membre care în mod constant s-au opus aderării și au nuanțat de data aceasta pozițiile. Asta înseamnă că în perioada următoare, eu, ca ministru de interne, am responsabilitatea de a avea aceste discuții. Ele au început astăzi, dar trebuie să le continuăm cu toți miniștrii de interne din statele membre și sunt convinsă că și la pe palier guvernamental, prin premierul României, prin oficialii care ne reprezintă Parlamentul și sper eu și de la nivelul președinției ca această abordare să fie una comună și să facem ceea ce enunțam și mai devreme, să deblocăm această problemă care este doar o problemă blocată la nivel politic.